Comuna Popești din județul Iași este la o scară mult redusă, un fel de Românie mică. Aici avem natură, tradiții și istorie. În privința istoriei avem biserici foarte vechi, biserici monument istoric, avem Palatul Sturza. Comunitatea este foarte veche, de câteva sute de ani, neam de păstori și în privința naturii, după cum se vede, este o oază, un colț de rai, mai bine spus. Există numeroși crescători de animale care sunt gata să primească pe oricine, să vadă ospitalitatea românească, să vadă bucătăria românească, să vadă practic satul românesc autentic. Când, chiar când, de la 10 ani când din fluier. Am fluierul permanent la mine. Când am un necaz, uit. Când, uit de el. De bucurie, când, orice. Când rusască, când sârbă, când orice. Un cântic care-i fetele lui tata. Bună oară, na. Și niesă, nii acolo. Dar trebuie să niescă, niescă toate melodiile niescă. La Revelion cânt la capră. Capra mare de la Popești, eu cânt aici azi vestit pe la dâns. De la 21 de ani, am 53 acum. Și armata tot la oi am făcut-o. În poligon, la Cincu, la Brașov am făcut-o. Avem 6.000 de oi acolo și 500 de căpri unde am fost în armată. Și în continuu, dar din copil am fost la tata, eu tot, dacă ne-am născut între oi. Astea sunt Satevi, Vătăli, Ițe, cu care se face rostul, Suveică și una și alta, și are tălpici, cu astea toate. Este spata, cu care se bate. Îmi place foarte mult să țes, să pun și transmit și la copii, și croșetez, și împletesc. Băietul îi place, nu, așa, și țesă și o și cusut, când era mai mic, o cusut draperii. Croșeta, împletea, fata când era mai mic, când am dat eu peste ea, ea împletea cu dreapta spre stânga și cu stânga spre dreapta, nu întorcea lucru. Le place. Și coasă, și croșetează, și fata. Am foarte multe obiecte care sunt date sub formă de împrumut. Spre exemplu, eu îți dau pernuța, da? Da. O prețuiesc foarte mult, că e de la bunica, de la străbunica. Și atunci zic, am eu de grijă să o dau înapoi. Când o vrei, ți-o iei, e a ta. Deci, a satului, deci nu e ceva sub formă de inventar valorificat, că atâta costă perna. Unii au fost reticenți la început, doar că atunci când au început să adune lucrurile toate grămadă, au zis că, uite, chiar o băbuță mi-a zis, uite, cât ești de vechi, rupte, dar cât ești de frumoasă, tot împreună. Și am făcut multe activități, chiar cu copii, începând de la grădiniță, clasele 1, 4, 5, 8, și fiecare întreabă, da, asta pentru ce era? Și atunci îi explici, da, cum așa? Da, așa se făcea, uite, așa se băte cânipa, se dădea prin chef, prin fel și fel. Dar și ei asta. Și dacă n-ar și fost adunate toate la oaltă, n-ar și avut nicio valoare în podul unei case părăsăte.
Biserica datează din anul 1760. Este făcută de doi frați stolnici, Constantin și Ilie Palade. Mama lor se numea Varvara, fapt pentru care primul hram al bisericii a fost Sfânta Varvara. Familii s-au schimbat, au fost Palade, Mavrocordat, în cele din urmă Sturzești. Și de la 1907 a devenit biserică parohială, până atunci a fost a familiilor din locația boierească de alăturea. Este o biserică trecută în lista cu monumentele istorice. Mai de valoare este catapiteasma, care se spune că este unicat sub formă de scoică. Iar aici, în mijlocul bisericii, sunt înmormântați principele Gheorghe Alexandru Mavrocordat și principesa Lucia Cantacuzino Pașcanu, a căror placă comemorativă este acolo. A fost și este vizitată de grupuri de turiști și căutăm ca să le stăm de față și să le împărtășim din datele istorice pe care le cunoaștem.